Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față vă realiza un montaj utilizând schema din imagine. Fiind vorba de un vumetru denumit și indicator de nivel. Acest vumetru se realizează utilizând 7 tranzistoare, 6 NPN și un tranzistor PNP fiind partea de preamplificare din intrare. Asta pentru că schema originală, cea cu doar cu 6 tranzistoare, era concepută luând semnalul de la ieșirea unui amplificator. Această schemă mai conține, bineînțeles, și 6 LED-uri. Eu am ales 3 verzi, 2 galbene și 1 roșu. Voi alege alte culori la sfârșitul montajului. Mai conține, bineînțeles, și 4 diode, 1N4001. Mai avem și o diodă 1N4148, rezistoare de 470 de ohmi, două condensatoare de 2,2 microfarazi, acestea fiind condensatoare electrolitice, având plus și minus. Mai avem și alte 6 rezistoare de 10 kΩ, un rezistor de 3,3 ce se va utiliza pentru colectorul tranzistorului BC557, încă două rezistoare de 47 de kΩ pentru impedanța de intrare. Nu am, din păcate, un rezistor de 100 de kΩ. Ca înlocuitor am pus două rezistoare în serie. Și cu încă un rezistor de 470 ohmi, fiind pus pe intrare de semnal al vumetrului. Să trecem la realizarea practică a montajului. Prima dată montăm diodele luminiscente către bara de plus. Noi dăm că LED-urile, când le comparați de noi, pinul mai lung reprezintă plusul, da? Anodul. Ok, am montat diodele. Trecem la montarea rezistoarelor ce pleacă din catodul diodelor. Cele de 470 de ohmi, da? Ok. Și ultimul rezistor. Ok. Trecem la montarea tranzistoarelor BC547. Din câte cunoaștem de la măsurarea tranzistoarelor bipolare, ordinea pinilor este în felul următor. De la stânga la dreapta, colector, bază, emitor. Colector, bază, emitor. Să nu uităm că în acest montaj, colectorul vine către rezistorul de 470 de ohmi. Da? Ok. Montăm fiecare tranzistor în parte. Trebuie să ținem cont că colectorul este în stânga prim, da? Și ultimul. Să nu uitați să verificați tranzistoarele să fie în regulă și să nu puneți PNP în loc de NPN. Trecem la montarea rezistoarelor din baza fiecărui tranzistor în parte. Ținem cont că baza este pinul din centru. Și ultimul rezistor. Să nu uitați, dacă nu cunoașteți bine, să verificați rezistoarele pentru a nu monta de alte valori în locul acestora, da? Și acum continuăm cu diodele 1N4001. În cazul diodelor 4001, trebuie să ținem cont de catodul lor, da? De sensul. Asta pentru că au polaritate. Și ultima diodă 1N4001. Pic mai departe. Ok, lăsăm aici. Tranzistorul PNP cu minus pe bază, da, 557-le. Montăm și dioda 1N4148 cu catodul
către plus, da? Ce vine din baza tranzistorului, da? Baza e în mijloc. Din colector venim cu un rezistor de 3,3. Mă rog, original era de 4,7, dar din păcate nu am. Ce vine către minus, da? Către împământare. Minus. Apoi, paralel cu rezistorul de 3,3, vine un condensator electrolitic cu, să ținem cont de minus, da? Minusul la minus. Nu invers, da? Tot din colectorul transferului PNP. Apoi, luăm celălalt condensator, ce vine din baza transferului BC557. Trebuie să ținem cont că plusul trebuie să vină către bază, da? Nu uităm să montăm și rezistoarele de 47 de kΩ. Le montăm în serie pentru că nu avem un rezistor de 100 de kΩ. Aceasta venind din minusul diodei către masă, da? Facem un pin pe aici. Ok, montat. Și apoi venim în serie cu celălalt rezistor. Celălalt venim către minus, da? Către masă. Și ăsta joacă un rol de impedanța de intrare. Și a mai rămas celălalt rezistor de 470 de ohmi. Ce vine din condensator, minusul condensatorului. Și ieșirea. Să nu uităm, utilizăm un jumper, un fir, de continuitatea circuitului, respectiv colectorul transferului PNP, da? Ok, montat la colector, deci primul pin fiind colectorul, către rezistorul de 10 kΩ, ce duce către primul tranzistor NPN, respectiv prima diodă 4001, 1N4001. Înțeles că nu am terminat, nu testăm încă. Trebuie să continuăm cu emitoarele tranzistorilor NPN către minus, da? Și emitorul ultimului tranzistor NPN, da? Cablurile într-o parte, ca să nu încurce. Alimentarea circuitului. Alimentăm plus. O să respectăm culorile. Plus și minus. Am ales și niște cabluri de intrare. Negru. Minus. Și rezistorul de 470, galben, cablu galben. Înainte de a alimenta circuitul, respectiv ohmmetrul, nu uitați să verificați componentele dacă au fost montate bine, respectiv anodul și catodul LED-urilor, anodul și catodul diodelor 1N4001, respectiv pinii tranzistoarelor BC547. Verificăm să nu atingă terminalele rezistoarelor celelalte rezistoare, pentru că nu trebuie să atingă. E ok, ok, ok. Ok, din verificare se pare că am omis un lucru și anume emitorul tranzistorului PNP de la intrare. Am uitat să-l pun la plus, da? Deci da, să este bine să verificăm, nu alimentăm circuitul fără în prealabil a verifica de o dată, de două ori măcar. Ok, să alimentăm circuitul. Da, este în regulă.
Ok, aici se termină testul și realizarea circuitului denumit V-metru sau indicator de nivel. Sper că a fost interesant și distractiv acest video. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul de față. Dacă v-a plăcut videoclipul de față, nu uitați, vă rog, de like. Dacă nu sunteți abonați, puteți să și vă abonați. Eu vă mulțumesc și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune!